Bine ai venit! Simbolurile celei de-a șasea zile lunare sunt cocorul, curcubeul, norii. Cuvintele cheie sunt relaxare, meditație, odihnă, transmiterea gândurilor la distanță. A șasea zi lunară se consideră o zi a adaptării după modificările care au apărut cu o zi înainte. Oferă posibilitatea de a ne obișnui treptat cu noua persoană pe care o descoperim în noi înșine, să ne acceptăm și să ne simțim bine în pielea nouă. De regulă, în această zi nu se întâmplă evenimente neprevăzute. Nu există situații neașteptate, nici bune, nici rele. De obicei, totul decurge la fel ca înainte, fără multe schimbări în exterior. În această zi lunară avem timp pentru odihnă, pasivitate și contemplare. Încearcă să fii calm și atent în același timp și să nu cedezi provocărilor. Astrologii tibetani nu recomandă să dai cuiva lucrurile personale în această perioadă. Se crede că persoana căreia îi dai lucrurile tale îți poate lua liniștea și norocul odată cu ele. A șasea zi lunară este ca o apă curgătoare, în care totul este reflectat, dar nimic nu rămâne în loc. Trebuie să fim ușori, calmi și în același timp la fel de mobili și adaptabili ca apa. Dacă ești capabil să menții echilibrul în interior, atunci vei petrece acest timp cu multă plăcere. Nu-ți încărca mintea cu lucruri mici, lumești. Nu reflecta, nu gândi prea mult în această perioadă. Golește-ți mintea de gânduri ca în meditație și atunci îți vor veni dezvăluiri și adevăruri la care încă nu ai reușit să ajungi până acum. Însă revelațiile acestei zile nu vor viza sfera activității umane. Nu te aștepta ca o idee strălucită care să rezolve toate problemele umanității să se dezvăluie încă. Nu. Vei primi răspunsuri la întrebări simple, dar totodată foarte importante. De exemplu, te iubește sau nu te iubește? Minte sau nu minte? Îți e prieten sau nu? Soluțiile și răspunsurile acestei zile vin în timpul relaxării. Reflectă la ceea ce se întâmplă și după ce analizezi circumstanțele actuale, privește spre viitor. Și din moment ce în a șasea zi lunară toți oamenii au capacitatea de a prevedea desfășurarea evenimentelor, putem extrage de aici o mulțime de lucruri utile. Dacă trebuie să faci tranzacții financiare în a șasea zi lunară, atunci reține că în această perioadă nu este indicat să vinzi ceva. Este mai bine să cumperi. De asemenea, nu este momentul potrivit pentru a întoarce datoriile. Este contraindicat să fii nemulțumit sau să te lamentezi sau să-ți plângi de milă. Ia lucrurile așa cum sunt în acest moment și nu-ți dori nimic altceva. Nemulțumitului îi se ia darul. Este bine să începi programe concepute pentru întinerirea organismului. Deosebit de util în această perioadă fiind masajul, oricare, fie la nivelul pielii, fie la nivelul organelor interne sau a mușchilor, masajul limfatic sau oricare altul, vor revitaliza organismul și îl vor ajuta să se regenereze. Această zi lunară este ideală pentru efectuarea ritualurilor magice, în special a celor asociate cu folosirea proprietăților magice ale plantelor. În unele tradiții astrologice din Est, în a șasea zi lunară se făceau ritualuri menite să atingă tinerețea fără bătrânețe și viața fără de moarte. Aproape toate școlile ezoterice susțin că în această perioadă
se deschide un canal de comunicare directă cu forțele cosmice superioare. Orice persoană are ocazia să perceapă fluxurile subtile de energie cosmică și informații din alte dimensiuni.